Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de luni 30 noiembrie. La mulți ani tuturor celor care aveți numele de Andrei sau Andreea. Sper să aveți o zi minunată! Bun, hai să începem pentru luni 30 noiembrie de Sfântul Andrei, să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem. În dragoste, treiul de bâte. Această carte ne arată că astăzi veți primi răsplata în funcție de efortul pe care l-ați depus în trecut. Pentru cei care aveți un partener, o parteneră, o persoană de care sunteți interesat în domeniul amoros în străinătate, s-ar putea ca astăzi să auziți de la această persoană, să vă caute, să vă contacteze, poate chiar o să vă spună că se întoarce în țară. Această carte, pentru că face parte din suita de bâte, are un substrat foarte pasional, foarte focos, înflăcărat, dar în același timp este o carte care ne arată că vom culege roadele muncii noastre, efortului depus de noi. Dacă v-ați implicat în această relație, ați depus mult efort, ați menținut relația vie, proaspătă, interesantă, acum veți primi răsplată pozitivă. Dacă ați ignorat această relație și nu ați depus efortul necesar pentru a susține o relație stabilă, echilibrată, matură, atunci acum e posibil ca relația voastră să se dizolve. Pentru cei care vor finaliza o relație, nu vă impacientați, pentru că există posibilitatea să începeți ceva nou cu o persoană din străinătate sau cu o persoană străină care vine în țară, dar nu trebuie să fie neapărat un cetățean român, poate să fie un străin care vine în țară. Hai să vedem pe domeniul sănătății. Aici avem o carte care combină în ea energia arcanei majore, Marea Preoteață, și a arcanei minore, Doiul de Monede. Dacă aveți o problemă de sănătate, o problemă cronică și tot ați ezitat între două opțiuni diverse de tratament sau de terapii, este cazul să luați o decizie. Azi e foarte important să vă luați puțin timp, să vă gândiți serios la această problemă și să faceți o decizie, pentru că nu mai puteți să amânați începerea tratamentului. Nu puteți să mai ignorați această problemă, pentru că se va exacerba și veți avea de tras mult mai mult dacă nu luați acum o decizie. Pentru cei care nu aveți boli cronice, aveți mare grijă la echilibrul dintre viața privată și viața profesională, pentru că aici jonglarea asta între două elemente ale vieții voastre vă aduce stres, vă cauzează probleme de sănătate și e cazul să renunțați la una dintre opțiuni. Și a venit momentul să tratați această problemă, să ajungeți la un echilibru între aceste două părți din viața voastră care creează tensiuni și vă aduc cu ele și probleme de sănătate. De asemenea, aveți grijă să vă hidratați suficient, să beți suficientă apă. Hai să vedem pe sectorul de bani, carieră, situație financiară. Aici avem o carte care încorporează în ea energia arcanei majore, Forța, Puterea, și a arcanei minore, Asul de Bâte. Dacă vă gândiți să începeți o afacere cu o persoană din zodia Leu, asigurați-vă că aveți încredere în această persoană și porniți la drum cu curaj, pentru că există posibilitatea de rezultate fenomenale din acest parteneriat de afaceri. Pentru toată lumea, aveți mare grijă astăzi să nu faceți excese, să nu cheltuiți prea mulți bani, pentru că nu e momentul oportun pentru așa ceva. Gândiți-vă înainte să cumpărați acea pereche de pantofi sau hainele pe care le aveți puse acolo în coșul de cumpărături online. Chiar aveți nevoie de aceste lucruri sau e un mod de a masca o problemă emoțională prin bunuri materiale? Bun, și acum hai să scoatem și un card oracol din aceste carduri de înțelepciune de Louise Hay. Avem o carte foarte interesantă, Le îngădui celorlalți să fie ei înșiși. Nu încerc să îmi vindec prietenii, îmi fac munca mentală și mă vindec pe mine. Acesta e cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ceilalți. Un mesaj foarte drăguț, foarte interesant,
pentru toată lumea, înainte să începeți să arătați cu degetul la toți cei din jurul vostru cu ce nu fac corect și ce nu e ok în viața lor, mai întâi uitați-vă la propria voastră persoană și lucrați asupra voastră. Să vă îmbunătățiți pe voi, să creșteți în toate planurile, spiritual, emoțional, fizic și mental. Încă o dată la mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi onomastica. Aveți grijă de voi, nu vă puneți în pericol. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu. Nu uita să dai un like și să-mi lași un comentariu cu felul în care se aplică această etalare pentru tine. Ne vedem mâine. Pa, pa!